Sfinxul din Munții Bucegi a fost vandalizat de un tânăr teribilist. Turistul a scrijelit pe stâncă cuvântul vraj, potrivit Observator.tv. Batjocura a fost filmată de un alt turist care a încercat să-l oprească, dar fără succes. Pe imagini se vede cum tânărul scrie pe Sfinx, iar lângă el un alt tânăr stă de pază. Bărbatul care a filmat a declarat că a sunat la 112 după ce a văzut că teribilistul nu cedează rugăminților lui, însă nu a fost luat în serios și niciun echipaj de poliție nu a sosit la fața locului. Sfinxul, format dintr-un bloc de piatră de 8 metri înălțime și 12 metri lățime, seamănă cu un cap de om și se află la o altitudine de 2216 metri în județul Dâmbovița.